Furnizorii de servicii medicale se află în plin proces de pregătire a semnării contractului cadru, activitate care va fi finalizată la finele lunii. Valoarea contractului cadru depinde de o formulă strict matematică. Suma contractată se calculează în funcție de gradul spitalului. Deci încheiem contract pe partea de servicii clinice, pe spitalizare continuă și spitalizare de zi, pe ambulatoriu, pe laboratorul clinic de analize și contract cu recuperare-reabilitare fizică. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a elaborat un grafic de pregătire a semnării noului contract cadru, care a fost respectat întocmai. Contractul, din câte am înțeles, ne-au spus doamna președinte a casei, se va semna în jurul 27-29 iulie. Până atunci se depun cererile 1-7 iulie, după care se afișează lista furnizorilor declarați eligibil, că ei verifică această documentație și dacă lipsește ceva, dacă este vreo problemă, anunță, trebuie imediat trimise documentele care lipsesc. Pe data de 13 iulie este o întâlnire cu reprezentanții spitalului în vederea negocierii tarifelor pentru anul 2016. Pe 19 se depun contestațiile în caz că nu ești mulțumit cu tariful respectiv și, deci, zi de zi se întâmplă câte ceva, să spun așa, și pe 27-29 iulie se semnează contractul. Este ultima zi, 29 iulie, în care se semnează contractul cu casa. Pentru luna iulie, serviciile medicale au fost realizate în baza unui contract adițional la contractul cadru din 2015. Chiar s-a pus în discuții săptămâna trecută luni, ne-am dus la casă să ne spună despre noul contract și să semnăm pentru actul adițional pentru luna iulie, pentru că pe luna iulie mergem tot cu vechiul contract și chiar domnul doctor Juncu, managerul de la Spitalul Județean, ridica problema că, domnule, nu este corect un spital de urgență să fie plătit pe caz DRG. Pentru că nouă ne spune, să dau un exemplu, eu dau tot ortopedia că acolo sunt eu, nu? Avem voi 101 externări pe lună, da? În momentul în care ai un accident rutier, un accident colectiv de muncă, bine, ăla colectiv de muncă le excludem că doamna președintă casei a spus că intră la urgență. Nu, a zis că intră, va fi plătit de minister, da, și nu de casă. Ca și urgență. Ca și urgență fiind accidente de muncă. Noile tarife acordate de Casa Națională de Sănătate se calculează în raport cu o formulă matematică, acordându-se o majorare de 25%. Este un cod roșu, un accident rutier. Vin multe victime, da? Nu poți să spui spre sfârșitul lunii, domnule, eu nu mai pot interna că deja mi-am depășit numărul. La deci așa ceva nu se poate. La fel ca și analizele, știți? Da, și analizele și tot. Și atunci s-a dorit medicale. Și am zis, domnule, trebuie mărit tariful. Nu. Și am zis, domnule, pe noi, că de aici nu avem bani să plătim salariații, să nu știu ce. Casa a răspuns destul de clar. Noi plătim salariații. Nu este treaba casei să plătească salariații. Treaba casei este să susțină doar cei 25% plus majorarea asta. Sunt și alte fonduri. Aveți și alte finanțări. Ei sunt destul de tranșanți. Da, pe ei nu-i interesează. Plus că mărirea nu se poate face decât cu cel mult 25% din tariful de anul trecut. Dar majorarea salarială prevăzută de o lege organică, vă dați seama, aberația. Este o aberație cumplită, da, aici. Și după care spun, domnule, dar noi, tu ca să mărești, trebuie, sunt, cum se calculează acest tarif, de fapt și de drept? Este vorba despre o formulă matematică. Suma alocată scade în funcție de gradul spitalului, atât Spitalul Roman cât și Spitalul Județean au gradul 3. Iar suma contractată, de fapt, se calculează în funcție de un, pe fiecare grad de spital, noi fiind spital gradul 3, avem un 85% minus 5, este 80%. Deci suma contractată este un P. Așa se scade, este o formulă matematică, în funcție de gradul spitalului se scade. Se pornește de la 85%. Ești gradul 1, rămâi 85%. Ești gradul 2, se scade minus 4%, gradul 3, cum suntem noi, minus 5%, iar gradul
gradul 4 se duce cu un minus 15%. Conducerea Națională a Casei de Sănătate a decis reducerea numărului de paturi din toate spitalele din țară. Anul trecut, contractul cadru la Spitalul de Urgență din Roman s-a semnat pe 654 de paturi din cele 666 existente. Se ia în calcul numărul de paturi, dar nu numărul de paturi pe care le are spitalul. Spitalul are 666 de paturi, da? În relația contractuală anul trecut s-a intrat cu 654 de paturi, au fost contractate. Anul ăsta, cei de la casă au spus că 20 de paturi se iau de la județul Neamț. Contractul final se va semna în conformitate cu graficul stabilit de Ministerul Sănătății în zilele 27-29 iulie 2016, urmând ca în cursul lunii august să existe o serie de modificări. Spitalele au primit indicația de a acoperi diferența de cheltuieli din alte surse de finanțare găsite în plan local.